universitatea. Spune-ne, te rog, cum te-ai simțit știind că ești dorit de o echipă precum Știința? Salut! Sunt foarte bucuros că am venit la universitatea și referitor la cum mă simt știind că am fost dorit, au fost discuții de, cred, mai mult de 2 ani de zile, iar acum mă bucur că într-un final s-au concretizat și în sfârșit am semnat și sunt foarte fericit. Ce te-a făcut să alegi Universitatea Craiova? Știind de am câțiva prieteni care mă știu cu ei dinainte, care au trecut pe aici, pe la club, suporterii minunați, stadionul și multe chestii care nu le pot chiar spune pe toate, dar sunt foarte fericit. Ce-ți propui în tricoul alb-albastru? Să, în primul rând, să-mi ajut echipa cât mai mult să marchez și la final să ne bucurăm cu toții, cu suporterii, să fim campioni. Înainte de a semna cu Universitatea Craiova, cunoșteai pe cineva din lotul Științei? Ai avut un sfat de la cineva? Ai primit un sfat? Da, mă știam cu băieții de la Under 21, cu Vladi, cu Screciu, cu Marcoviș, Câmpanu, Bayram și plus că Florescu e de la mine din oraș, ne știm de mici, cu Dan, cu Nistor, mă știu, și cu restul băieților mai sunt care din campionat. Ai fost internațional Under 21 în tricoul formației FC Argeș și visezi la tricoul naționale mari în momentul acesta, când ești deja la Universitatea Craiova? Clar, odată cu pasul făcut la Universitatea Craiova, trebuie să cât mai repede și ăsta e un obiectiv de al meu, să fac pasul la prima reprezentativă a României. Ai vreun mesaj pentru suporterii Științei? Abia aștept să fiu pe Oblemenco, să joc alături de ei și să cântăm la final și să ne bucurăm. Ne așteptăm la stadion alături de noi. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu! Mult succes! Da? Ce crezi, Ianis, despre Ișvan? A spus și el câteva lucruri care sunt diferite față de FC Argeș. Cu siguranță și concentrarea lui trebuie să fie alta la această echipă, chiar dacă ca și jucător trebuie să fii la fel de concentrat oriunde ai juca. Și dacă ești la Liga 3 sau a 2, dacă vrei să progresezi și să avansezi ca un jucător tânăr, trebuie să gândești să ai mentalitatea asta. Cred că lucrurile vor arăta bine dacă se va integra și va avea reușite pe început de evoluție. Se schimbă statutul lui esențial și în ce fel, dat fiindcă la Argeș era titular clar, acolo era el practic să începe juca echipa. Juca și ca under, nu? Dacă da. Cred că, da. Juca și ca under. Da, eu îl cunosc exact. De la Liga a doua, de la Mioveni, când a început exact. să joace, eram la Farul antrenor și am văzut calitate pentru că intra foarte bine și lovea mingea cu piciorul stâng foarte, foarte bine. Calitatea asta este destul de rară la un jucător. Este tânăr, poate să... Asta vreau să te întreb. De la un titular clar la o echipă mai mică ajunge un jucător care trebuie să lupte pentru locul lui acolo. Asta e diferența între jucătorii care ajung la echipele din primele locuri ale campionatului, cum era și înainte Steaua, Dinamo, echipe care își permiteau să dea bani pe jucători și acolo concurență. Poți să ai 6 jucători pe postul tine sau 5 sau 4, nu mai știi. Asta spun, dar cum crezi că face față un astfel? Când, după cum l-ai văzut, după cum îi simți caracterul? Personal nu-l cunosc, l-am văzut. Da, așa cum îți dai seama, joc, e tupeist, cum zicea Mihailovic. N-a părut să aibă trac. Cel puțin în campionatul de aici. Acum. Și la FC Argeș. Despre asta discutăm. Da, interesant. Altă presiune la Craiova. Voi ați avut în viață oameni lângă care a stat ca să vă ghideze așa, să vă țină? Tu ai avut? Am avut și la Dinamo, dar na, nu am făcut Dinamo? Chiar ce trebuia să fac vis-a-vis de pregătirea fizică, să spun așa, și să fiu atent, să intru în sală de câte ori intrau. Păi, era Lupescu, Lădoiu, Chiriță, Cătălin Hăldan, Dumnezeu să-l ierte, un exemplu pentru noi. Și nimeni nu ți-a determinat dintre oamenii ăștia. Am avut după aceea Canavaro, Balon de Aur și așa mai departe. Nu, dacă nu am schimbat. N-am schimbat, am mâncat rău și atât. Asta a fost singura problemă. Partea cealaltă de viață extrasportivă nu m-a pasionat, să spun, alcoolul sau să nu dorm nopțile. Doar că nu am mâncat și nu m-am hidratat cum trebuie. Da, asta a fost o problemă și nu știam că importanța este foarte mare. Procentul e dincolo de 50% da. Pentru performanță mare la echipele de top. Voi ai avut Răzvan? Da, dar nu-s lucru. Câștigător de Cupa UEFA. Exact. Bine. Și eu am stat cu Dănuț în cameră. Da, am fost primul meu. Și era bine să stai cu Dănuț la vremea sau nu? Cum? În sensul în care am avut
atunci când am ajuns la Rapid, la 17 ani, am avut, am nimerit în vestiar cu, și cu, de, cu Ovidiu Sabou, de exemplu, care, la care, altceva. La care ne uitam, sau și eu, și Ioane atunci, și Tamaș, și toți care eram, care da, ne antrenam cu prima echipă, ne uitam la, la Ovidiu Sabou ca la o icoană, ca să spunem așa, și plus, în afară de asta, te inspira seriozitatea și modul lui de, de a trata lucrurile de, la, de atunci de când intra la Pro Rapid, pe partea la Pro Rapid, până mai departe vedeam ce mănâncă, ce, cum se comportă în afară. Cum reacționează. Eu în meci am fost adversar. Și după aia ai căzut pe mâna lui Dănuț. Nu, prima dată am căzut pe mâna lui Dănuț pentru că am căzut cu el în cameră și... Și n-a fost bine așa. Lucescu a făcut-o special în punctul ăsta de vedere. M-am pus în cameră. De cu... ce? Special. Pentru că... Adică care era scopul? Scopul era să fii, să vezi dacă, să vadă reacțiile și cum rezist la o anumită presiune, pentru că nu e la chiar așa din simplu. Cameră. La fumul din cameră și asta, adică nu era, aveam noi o glumă așa că era fumul atât de des de stătea bicicleta în picioare. Noroc că nu aveți bicicletă. Da, fără să fie, fără să fie rezemat. Da. Dar a făcut-o special pentru că în felul ăsta... Deci el știa Mircea Lucescu cum e. Da, da. Păi, știa cum e lupul. Dacă nici Mircea Lucescu nu știa pe lupul, nu știa nimeni. Dar din punctul ăsta de vedere, eu am stat, să spunem așa, sub, sub aripa lui, lui Dănuț Lupu atâta timp cât a fost la Rapid și, și am învățat foarte multe lucruri. Și nu lucrurile. Tehnica n-ai prins asta? Nu n-am prins o tehnică, dar știți cum e, nu poți să le ai pe toate. Poți să fii, poți să și fugi. Să... Vezi, tu n-ai fugit? Eu am fugit. El era pe un post mai... Tehnică îți trebuia, nu chiar de știu, mult. Tu ai știut cu ea? Haideți să ne întoarcem la Octavian Popescu. Uite, tot, tot am revenit la drumul acesta unor jucători tineri. El tocmai că spune, refacerea e foarte importantă, să te odihnești, să mănânci corect și dacă faci toate lucrurile astea și dacă faci, le faci bine, probabil că o să dai 100% pe teren. Să citească articole cu interviurile lui Ryan Giggs și să inspiră. Din punctul ăsta de vedere, apropo de somn și alimentație. Bun sfat ăsta cu Ryan Giggs. A fost grea adaptarea la viața din București, mai spune Octavian Popescu în acel interviu pentru Orange Sport. Nu cunoșteam pe nimeni. Locuiesc încă la bază, în baza din Berceni locuiește. Sunt toate condiții ca să devii un fotbalist de top. E, asta este iarăși o întrebare. Ca până când să ajungem la ce spune el despre poziția lui pe teren. Într-un fel e bine, mă gândesc, să locuiești acolo, lucrurile sunt ordonate, ai mesele acolo. Dar nu cumva te limitează ca dezvoltare personală să tot stai într-un cămin la nesfârșit? Nu. Nu? Adică să mai ai responsabilitățile tale. Mkhitaryan, care a fost colegul meu de cameră, da. Henrik Mkhitaryan, știți despre cine vorbesc, a stat cât a stat la Shakhtyor, a stat doar la baza în antrenament. Bine, alt... cu siguranță alt nivel, să spunem dar așa, al, al bazei de, de antrenament, dar a stat... Câți ani avea când era cu... 22? 23? Depinde de mai multe lucruri, de confortul pe care l-ai... Nu, la un moment dat nu știam cum să scot în cameră, pentru că la un moment dat mă enervac, pentru că practic el stătea... Noi foloseam camera hotelul doar înainte de meci, plus înainte când aveam două antrenamente, dormeam acolo, era, aveam un hotel pe teritoriul unde era baza de antrenament și îți imaginezi că avea toate hainele acolo și la un moment dat era cam aglomerat așa în cameră și zic, bă, da, ia și un apartament că deja mă enervez cu toate hainele. Și nu, a spus că pentru el este foarte bine acolo, nu are nevoie de nimic, n-avea niciun stres. Eu vă întreb dacă nu bine, era un hotel de 5 stele, dar na. Ok. Pentru dezvoltare, adică să mai aibă responsabilitate, să știe care are responsabilitatea lui, nu trebuie să-i dea cineva să mănânce la oră fixă, să facă curățenie, poate după el, să nu știu, poate își face singur. Dar să aibă responsabilitățile unei persoane care își ia viața mâine. Nu păi, l-ajută și astăzi. Nici noi nu aveam, chiar dacă noi stăteam la unii care aveau familii, nu, crede-mă că nimeni nu mergea să-și plătească gazul sau întreținerea.
Toți erau de toate lucrurile astea se ocupa clubul, adică nu e asta e o problemă mare la. Asta e o problemă mare când se lasă, nu realizează exact unde se află și de cele mai multe ori mulți cad în depresie. Depresie despre care vorbesc chiar și fotbaliștii mari și mulți ajung să și falimenteze, să și ajungă în situații mult mai delicate. Dacă nu te pregătești mental înainte să te lași să pregătești ținut din toate perspectivele, susținut și sprijinit tot timpul, ești ținut în brațe de cealaltă. Și după ești lăsat din brațe. Lucrurile se întâmplă așa. Exact. Asta le spuneam și jucătorilor care am antrenat, că la Dinamo mergeam la Săftica și aveam bufet suedez. Erau 20 de feluri de mâncare. Îi auzeam și pe ei, e friptura tare. E... Și noi la fel, făceam niște fițe de... Nu-ți poți imagina că nu e bună, cum ai gătit-o, în agelul. Nu. Și le-am spus, o să afle când o să lase de fotbal, ce înseamnă să te duci la restaurant, să dai banii din buzunar, să fie tare și... Asta e, nu poți să-ți mai iau, nu-ți vine să mai plătești, stai cu minte și ai grijă ca să nu mai faci pe nesuferit. Bun.